Hei, salut drăguților, eu sunt Lumii și bine ați venit în lumea mea! Vă vorbesc astăzi despre mutășuți, așadar un clip din seria aceasta dedicat femeilor însărcinate, viitorilor părinți, pentru a oferi toate informațiile de care au nevoie uh, în până înainte și după ce vine pe lume bebelușul. Așadar, astăzi vorbim despre uh, mutărșuți și o să vă spun exact ce este uh, cu acest mutărșuți, care sunt drepturile viitoarelor mămici, câți bani puteți să primiți în perioada aceasta și ce trebuie să faceți exact pentru a beneficia de uh, mutărșuți. Așadar, rămâneți cu mine până la sfârșit. Înainte, însă, știți că uh, m-aș bucura foarte mult dacă v-ați abonat acestui canal, dacă ați da un like acestui clip, mi-ați arătat și mie... Uh, un pic părerea voastră să primești și eu așa un feedback de la voi și m-ați ajutat foarte mult, bineînțeles. Așadar, repede, apăsați, durează două secunde, butonul de subscribe e acolo de desubt, dați un like și distribuiți uh, acest clip către persoanele interesate, către viitorii părinți, către viitoarele mămici, uh, pentru a uh, beneficia și a afla totul despre mutărșuți. Ce este acest mutărșuț? Ei bine, este perioada de dinainte de naștere și de după naștere, care are drept scop protejarea mamei. Adică, în perioada aceasta, mamele nu au voie să lucreze, pentru că, bineînțeles, este o perioadă destul de grea, atât înainte de a naște, deci ultima perioadă a sarcinii, cât și imediat după ce au născut. Mamele sunt protejate și beneficiază de mutărșuț. O perioadă în care există un arbaits ferbot. Adică sub nicio formă mamele nu au voie să lucreze în această perioadă. Dar pentru că mamele au nevoie și de bani și pentru că există așadar nevoie pentru Bebeluș, să cumpără foarte multe lucruri, în această perioadă de mutășuț, mamele vor fi plătite, adică vor primi. Și aici mă refer la persoanele care au lucrat înainte. Dacă nu lucrați sau nu ați lucrat, nu o să beneficiați de acest mutășuț, pentru că mutășuțul se referă la interzicerea dreptului de a lucra și la oferirea unei sume de bani Uh, pentru ca mama să poată să trăiască și să poată să își uh, uh, asigure cele necesare. Dar dacă nu lucrați, atunci nu beneficiați de mutărșuț. Acest lucru este clar. Nu trebuie să confundați acest mutărșuț cu carențul sau cu Kinderbetreuungsgeld. Acestea sunt alte lucruri. O să vă vorbesc despre ele în alte clipuri. Uh, dar nu este unul și același lucru, mutărșuțul și carențul. Deci carenți poate să primească și o mamă care nu lucrează. Pe când mutărșuți se adresează doar viitoarelor mame care nu au dreptul să lucreze, dar vor primi o sumă de bani în compensație pentru a-și asigura cele necesare traiului, bineînțeles. Iar mutărșuțul acesta se referă la 8 săptămâni înainte de termenul calculat al nașterii și 8 săptămâni după nașterea propriu-zisă a bebelușului. Această perioadă de după naștere poate să fie prelungită cu 4 săptămâni, în cazul în care vorbim despre o naștere princezariană, o naștere de uh, mai mulți copii, <laughs> adică gemeni sau tripleți și așa mai departe, sau o naștere prematură. În acest caz, perioada de după nașterea propriu-zisă se prelungește la 12 săptămâni. Și mă refer la faptul că aceste 8 săptămâni de dinainte și după se raportează la uh, data calculată a nașterii, pentru că nu se știe exact când se va naște bebelușul. În funcție de nașterea bebelușului, această perioadă de timp va fi ajustată corespunzător. Bineînțeles, în momentul în care primiți de la medicul ginecolog confirmarea faptului că sunteți însărcinată, acel șvangășaf pe șteticul, acolo vi se spune și prima zi de început de mutărșuț. Adică când începe mutășuțul, prima zi în care nu mai aveți voie să lucrați. Iar acest lucru trebuie să îl transmiteți angajatorului vostru. Este foarte important. În mod normal, conform legii, uh, ei spun că trebuie să anunțați angajatorul cu cel puțin 4 săptămâni înainte de a începe această perioadă de mutășuț. Eu vă recomand să o faceți cât mai repede, pentru că beneficiați de anumite uh, drepturi în momentul în care anunțați angajatorul că sunteți însărcinată, deci cu cât mai repede cu atât mai bine. Nu vă poate da afară, trebuie să vă reducă orele de lucru. Uh, în sensul că nu puteți să lucrați noaptea, nu puteți să lucrați în weekend, uh, nu aveți voie să faceți muncă grea și în, există situații în care puteți să intrați în mutărșuț mai devreme decât termenul prevăzut în acel șvangășaf beșteticul, beșteticul pe care îl primiți de la ginecolog. Deci este bine să aveți aceste lucruri în vedere și să anunțați cât mai repede angajatorul, uh, pentru că oricum sunteți protejate și nu vă poate da afară. Deci acest lucru este clar, dar pe lângă acestea aveți și alte beneficii. În momentul în care ați anunțat angajatorul, el este cel care este obligat să anunțe. Uh, Casa de Sănătate. Deci el trebuie să trimită un formular la Casa de Sănătate și să menționeze acolo faptul că, începând cu data respectivă, persoana respectivă o să intre în mutărșuț. Și în acel formular trebuie să fie precizat și uh, venitul net pe care l-ați obținut și ce lucrați sau alte detalii care sunt importante și care sunt uh, uh, necesare de a fi știute de către casa de sănătate. Este important să cereți și o confirmare a acestui Anmeldung, să spun, pe care îl trimite angajatorul și să verificați că datele pe care le a trecut acolo sunt corespunzătoare, pentru că s-ar putea să vă treziți ulterior Uh, cu anumite greșeli uh, legate de acest lucru, și să fie prea târziu, să nu le mai puteți rezolva, să vă ia foarte mult timp. Vă spun eu din proprie experiență, pentru că mie angajatorul mi-a greșit acest formular și a trebuit să sun și să corectez și să contactez Casa de Sănătate și să văd ce se întâmplă, și așa mai departe. Așadar, cereți angajatorului confirmarea. Și documentul acela e hârtie A4 prin care el a anunțat la Casa de Sănătate faptul că sunteți însărcinată și că o să intrați în mutășuți. Este foarte important acest lucru pentru că pe baza a ceea ce angajatorul declară la Casa de Sănătate, vi se va calcula și suma de bani pe care urmează să o primiți în această perioadă de mutășuț. Și acum vă spuneam la început, mama nu are voie să, viitoarea mămică, nu are voie să lucreze, dar va primi o sumă de bani pentru a-și acoperi cele necesare traiului. Iar această sumă de bani, care poartă numă, în numele de Geld pentru că se primesc bani pentru fiecare săptămână de mutărșuț, deci Vohen se calculează în felul următor. Se face media veniturilor nete din ultimile trei luni pline înainte de a intra în mutărșuți, și se adaugă Uh, și uh, acel Sonderzahlung, țalung, adică un procent de 17%, care reprezintă valoarea corespunzătoare uh, pentru Weihnachtsgeld și Urlaubsgeld. Așadar, dacă intrați în mutărșuț în luna august, să spun, atunci vi se va lua venitul net realizat în lunile dinainte, iulie, iunie și mai. Deci, acesta este venitul net. Se face media, se înmulțește cu 1,17, care este coeficientul pentru cel de-al 13-lea și de-al 14-lea salariu. Și uh, uh, se calculează suma pe care urmează să o primiți uh, în perioada aceasta de mutășuți, o sumă uh, pe zi care se înmulțește cu fii, câte uh, zile are luna respectivă și o să primiți acești bani. Plata se face la 4 săptămâni. Prima plată, să spun, se face la 4 săptămâni după ce ați intrat în Mutărșuț. Deci dacă ați intrat în mut Mutărșuț pe 15 august, socotiți 4 săptămâni și apoi vedeți în septembrie când o să primiți exact prima plată. O să fiți informați prin poștă de către Casa de Sănătate despre valoarea aceasta pe care o primiți, verificați-o, aveți grijă că a fost calculată corespunzător, pentru că se întâmplă să facă și ei greșeli, și acum vă spuneam, eu sunt pățitul, și asigurați-vă că este conformă cu veniturile pe care le-ați realizat. O să primiți... Și o să, acești bani și o să beneficiați de mutărșuți uh, Și în cazul în care uh, luați șomaj, atunci se calculează în funcție de valoarea șomajului sau dacă luați noștan hilfe, același ajutor de șomaj primiți și dacă uh, sunteți studente, de exemplu, uh, sau dacă sunteți angajată gering fugic. Atunci este o sumă de 9,87 de euro pe zi, care se plătește uh, ca Geld. Deci beneficiați de acest mutărșuț, beneficiați de Wohengeld și în aceste situații. În cazul în care aveți mai multe joburi, atunci trebuie ca Wohengeldul să fie calculat ca suma ce rezultă din câștigurile nete realizate la fiecare job în parte. Deci aveți grijă foarte mare la modul în care vi se calculează aceste sume și asigurați-vă că sunt calculate corespunzător lând în considerare toate veniturile pe care le-ați realizat în ultimile trei luni pline de a înainte de a intra în mutășuț. Așadar, singura condiție pentru a beneficia de mutășuț este să lucrați, să fiți pe șomaj, pe ajutor de șomaj, să lucrați fugi, sau să fiți studente. Uh, și nu contează cetățenia, nu contează durata contractului, nu durează numărul de ore pe care îl lucrați, doar că valoarea. Acestor bani pe care îi primiți în perioada de mutărsuți depinde de venitul net realizat, așa cum vă spuneam, anterior uh, începerii perioadei de mutărsuți. Și cam acestea sunt informațiile, așadar, trebuie să aveți mare grijă. Știți acum ce înseamnă mutășuț, 8 săptămâni înainte de a naște, 8 săptămâni sau 12 după ce nașteți, în funcție de tipul de naștere pe care îl aveți. În cazul în care ați născut prin cezariană, ați născut uh, prematur sau ați avut o uh, naștere multiplă, ați născut gemeni sau tripleți, trebuie să informați după naștere uh, casa de sănătate pentru pentru a vă prelungi perioada aceasta de la 8 la 12 săptămâni și implicit și suma pe de bani pe care o primiți va fi așadar prelungită uh, și puteți informa prin trimiterea copiilor de pe uh, foile de la spital, de pe Mutăchindă of PAS, pentru că acolo vi se spune exact cum a stat nașterea, cum a fost nașterea. Așadar, trimiteți copii de pe Mutăchin Pas la Casa de Sănătate și ei vă vor prelungi acest termen. Pentru perioada de mutășuți, primiți Vohen Geld. este calculat uh, pentru fiecare zi uh, de mutășuți, uh, având la bază venitul net realizat pe ultimele trei luni anteriori intrării în mutășuți. Și... Așa a fost pe scurt acest video, sper să vă ofere informațiile necesare. Dacă mai aveți întrebări, scrieți în comentarii și o să încerc să vă răspund. Puteți să îmi scrieți pe Facebook, puteți să îmi scrieți pe Instagram. Sunt curioasă așadar de experiențele voastre, eu am avut de tot felul și mai bune și mai puțin bune, așa că e bine să cunoașteți toate aceste informații și să știți exact la ce să vă așteptați, pentru că dacă se întâmplă greșeli, nu răspunde nimeni altcineva decât voi. Vă mulțumesc așadar că a stat cu mine până la sfârșit uh, și până data viitoare vă pup! Pa, pa!